Bună ziua, dragele, și bine ați venit alături de mine la o nouă lecție de limba română. Astăzi vom continua seria de lecții despre compunere ca mijloc intern de îmbogățirea vocabularului și vom vorbi despre compunerea prin subordonare. Vă sunt cunoscute piesele de puzzle, nu-i așa? Haideți să ne jucăm din nou cu ele! Cerința este aceeași, să alegeți și să combinați piese de puzzle pentru a obține cuvinte noi prin compunere. Puteți pune pe pauză prezentarea până când veți descoperi combinațiile posibile. Bravo! Ați lucrat foarte bine! Unul dintre cuvintele formate este substantivul floare de colț. Termenii care stau la baza acestui cuvânt, floare, de și colț, nu mai au sensul individual, împreună denumind o floare rară a munților noștri, una din minunile Carpaților, ea fiind protejată de lege. Cuvântul obținut este un substantiv compus în care termenii sunt legați prin cratimă. Un alt cuvânt format prin compunerea unora dintre cuvintele date este pierde vară. Termenii acestui cuvânt obținut se leagă prin cratimă și, împreună, denumesc o noțiune care descrie un om ce își pierde timpul fără folos, stând degeaba. Mai exact, un om leneș. Cuvintele bună și voință formează împreună un substantiv compus bunăvoință. Termenii acestui cuvânt obținut prin compunere s-au alipit, s-au sudat. Nu în ultimul rând, cuvintele 2, 10 și 5 formează împreună numeralul cardinal compus 25. Analizând acești termeni, observăm că doi dintre termenii cuvântului compus obținut sunt alipiți, ceilalți fiind alăturați cu blanc. Haideți să ne amintim împreună ceea ce am învățat în prima lecție despre compunere. Compunerea este un mijloc de îmbogățire a vocabularului. Prin intermediul ei se formează cuvinte noi, unind, alăturând sau abreviind doi sau mai mulți termeni diferiți. De cele mai multe ori, termenii care intră în componența unui cuvânt compus își pierd sensul pe care l-au când există independent. Recapitulând cuvintele formate în urma exercițiului anterior, floare de colț, pierde vară, bunăvoință, și 25, observăm că numărul termenilor care intră într-un cuvânt compus poate varia între termeni stabilindu-se anumite legături. Ceea ce trebuie să reținem este faptul că termenii acestei compuneri depind unul de altul, spre deosebire de compunerea prin alăturare, în care termenii nu aveau o conexiune de acest fel. De asemenea, trebuie să subliniem că există mai multe tipuri de compunere prin subordonare. Pentru a descoperi tipurile subordonării, vă propun să analizăm împreună câteva compuse prin acest procedeu. Cuvântul floarea soarelui este, în mod evident, un cuvânt compus, iar substantivul soarelui depinde de substantivul floarea. Cum ne-am dat seama? Punând întrebarea atributului genitival. A cui floare? Răspunsul este evident. A soarelui. Prin urmare, există aici o subordonare pe care o numim atributivă. Cuvântul viță de vie este și el un cuvânt compus, substantivul vie depinzând de substantivul viță, de care se leagă printr-o prepoziție, punând tot o întrebare a atributului, care viță, la care răspunde de vie, deducem ușor că și aici vorbim de o subordonare atributivă. Să continuăm cu analiza cuvântului bunăvoință. V-ați dat seama, desigur, că și în acest caz vorbim de subordonare atributivă, căci adjectivul bună este subordonat substantivului voință, întrebarea cu care ne-am dat seama de această dependență fiind din nou a atributului. Ce fel de voință? Bună. Și în cazul cuvântului pierde vară, subordonarea este evidentă, însă descoperim că substantivul vară depinde de termenul pierde, punând o altă întrebare decât a atributului, și anume întrebarea unui complement. Ce pierde? Răspuns, vară. De aceea, subordonarea se va numi subordonare completivă. Când vorbim despre numerale compuse, acestea sunt formate printr-o subordonare specifică, numită subordonare eterogenă, cuvântul eterogen însemnând compus din elemente diferite.
Nu în ultimul rând, vorbim despre o subordonare față de un adjectiv, care are ca rezultat crearea unui alt adjectiv. În această categorie intră adjective nume de culoare combinate cu determinanții deschis sau închis, cum ar fi roșu închis, albastru deschis, dar și de două adjective nume de culoare, cum ar fi galben brăzui sau verde gri. Așadar, distingem între subordonare atributivă, subordonare completivă, subordonare eterogenă în cazul numeralelor compuse și subordonare față de un adjectiv. Ca temă pentru acasă, vă propun să exersați compunerea prin subordonare și să descoperiți dintr-o listă de cuvinte pe cele compuse prin acest procedeu, apoi să le grupați pe categorii de subordonare. Felicitări! Ați ajuns la finalul acestei lecții. Sper ca fiecare dintre voi să identifice de acum ușor și cuvintele compuse prin subordonare. Vă rog să nu uitați că limba este un sistem deschis, în continuă schimbare, care ne ajută să comunicăm și să ne exprimăm nuanțat. De aceea, trebuie să fim mereu atenți cum o folosim. La revedere!